Maratonistul Tiberiu Șeriu ia în calcul să nu mai participe anul viitor la maratonul 6633 Arctic Ultra. Declarația a fost făcută joi dimineață la sosirea pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj, unde a fost întâmpinat de sute de persoane. Bistrițeanul, în vârstă de 44 de ani, a câștigat în urmă cu o săptămână pentru a treia oară consecutiv din tot atâtea participări maratonul 6633 Arctic Ultra, desfășurat la Cercul Polar. La fel ca în anii trecuți, Tiberiu Șeriu a trecut linia de sosire ținând în mâini steagul României, care avea acum pe el și însemnele centenarului Marii Uniri. Mai mult, organizatorii l-au întâmpinat pe Tiberiu Șeriu în acordurile imnului național al României.